pentru asta. Singură. 3, 2, 1 și... A few moments later. What? Salut tuturor, bine v-am regăsit la un nou car vlog din nou din Tesla. De această dată o să discutăm de ce îmi place mie Tesla, de ce am ales să-mi iau Tesla și o să vă răspund și la câteva dintre întrebările voastre. Astăzi, practic, o să abordăm multe dintre întrebările voastre legate de mașină. O să încercăm să facem niște accelerări să vedem cum reacționează mașina. Care este treaba? Suntem alături de Norris. Salutare! Pentru că aveam nevoie de un om care să-mi pună aici întrebări, să mă acompanieze, să avem un dialog, să fie totul frumos. Așa că l-am adus pe Norris pentru că și Norris mai are așa întrebări legate de mașină și o să-i răspundem și o să facem un car vlog destul de frumos, zic eu. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi, dați acolo pe butonul de like și ce să mai îi dăm drumul la pornit. Car vlog. Nici n-am resesizat când ai pornit. Norris știe că a mai mers cu mașina lui și sentimentul e total diferit. Uite polițiști aici, cum își fac treaba să tragă pe dreapta, să fie totul în regulă. Control de rutină. Ba nu, cu radarul să moară. Mamă, să știm la întoarcere. Cu radarul, haide. O să ne ducem spre autostradă să vedem cum se mai comportă mașina pe autostradă, că n-am mai mers de mult de când am mers la drumul lung. Și mă oftic, sincer să vă spun, că nu am făcut vlog când am fost la mare cu mașina, pentru că ar fi fost o ocazie destul de bună să pară cum e la drum lung mașina, pentru că mulți zic că nu face față mașina la drum lung, nu o să ajungi la mare, e nașpa. Și practic videoul era perfect, adică am arătat foarte bine cum mergeam, dar o să mai fie vloguri de genul în care efectiv o să vă arăt cum e să mergi la drum lung cu Tesla. Dacă vreți, spuneți-mi acolo în comentarii și facem, nu e problemă. Și acum suntem pe chill și deja cred că ați observat unele... Da, suntem pe chill pentru că avem 40%, așa că nu știu ce parte de accelerator să avem în acest video. Pentru că avem 40%, nici temperatura nu este cea optimă, dar e destul de ok. Uite curba asta. Singură? Ce deșteaptă e vorba aia. Mă, cred că ăla cu Peugeot, care zicea de pe dreapta. Ăla care avea sticla? Da. Doamne, cum o să faci așa ceva? Deci, direct în câmp s-a dus. Deși Tesla nu s-ar întâmpla niciodată să facă cea pățită la, nu aș lăsa oricum să fac așa ceva, efectiv. La Peugeot ăla, înțeleg că ai văzut cum se ducea în dreapta și pe aceea nu s-a mai redresat. La mașina aia, că dacă e pe automat Tesla, nu face cum a făcut mașina aia, știi? Uh-huh. Și acum am încetinește, pentru că am mașina asta în față, deja începe să mă încetinească. Uite, uite. Da. Uite, și o să mă încetinească plan acum. Deja am încetinește destul de ok, știi? Și acum o să încetinească și mai rău și să ne încadrăm imediat pe bandă cealaltă după ce trece scoda asta. Ne-am încadrat și suntem în regulă. Acum, din nou, pilot automat. Dar ai tu pe un să te curgi la volan, știi cum fac aia pe internet? Aia, m-am culcat 24 de ore în Tesla și a condus sau... No. Ce se întâmplă dacă adorm la volanul unei Tesla? Bă, dar zic sincer că dimineața când ești obosit, când stai în traficul din București, intră foarte bine autopilotul ăsta în trafic. La fel și seara când ești obosit și nu mai ai chef să mai bagi în viteză să toate astea, intră foarte bine autopilotul, adică e destul ok și în oraș, adică mă zic că doar pentru vite. Frâna asta o să facă ea. Ia să nu uite, vezi, nu e așa de smucită. Ia uite, ăsta s-a băgat în față. Da, da, și singura da. Mi-a pus frâna. N-a apăsat Andrei pe pedală, l-am verificat este eu. Este prima dată când vă arăt și autopilotul, eu l-am mai testat și pe autostradă. Efectiv, fix după ce am intrat 2 km pe autostradă, am primit acces la autopilot. Trebuia un pic să învețe mașina de când am luat-o. Deci, 20 de kW am consum, 2122 de km. Și cam asta e consumul. Am înțeles. Nu prea ai cum să arăți într-un consum normal cu benzină, cam cred da. Înseamnă asta, dar nu e destul de mult, adică ea consumă și mai puțin. Adică am scos și consum de 11, știi? A. 11, 12, depinde cum mergi cu ea, știi? Dar fiind iarnă, fiind faptul că eu m-am dat de foarte multe ori la ea, adică nu merg să scot la consum. Pentru că, având vedere că oricum merg mergi gratis, de ce să te abții? Adică te distrezi și tu acolo, știi? Dacă nu era Tesla asta în România, să poți să o iei din România, eu probabil acum aș fi fost într-un Passat GTE. Ok? Deci aia ar fi fost mașina pe care eu aș fi avut-o. Un Passat GTE. Cum ți pare așa Passatul GTE? Ai mai văzut? Nici nu știu cum arată. Știu că e, știu cum arată Passat, dar nu știu dacă e diferență, deci, practic, la GTE. GTE înseamnă că ai o baterie, poți să mergi, e un plug-in hybrid. Și ar fi fost oricum la mâna a doua, ar fi fost un an 2018, ceva de genul. Și aș fi avut o autonomie de, da, aș fi dat 20.000 de euro,
puțin sub 20.000 de euro, adică nu ar fi fost prețul ăsta. Da. Și pentru că chiar m-am gândit că, băi, e foarte mult mașina asta. Dar acum, sincer să vă spun, după cât am dat bani și după cum am mers cu ea și toate astea, sincer vă zic, e o investiție super bună. Pentru că la prețul ăsta e o investiție efectiv în mașina asta, care poți să scoți și banii. Adică dacă vreau să pun peste un an, doi ani, pot să scot, mă rog, peste un an eventual, pot să scot și în profit. Ceea ce e wow, pentru că eu o folosesc oricum, știi? Și pot să scot chiar până și în profit. Asta e... La merge la Constanța, Noris. Mamă! Te duc la mare. Yay! Și pe autostradă cel mai chill, așa am mers și la mare. Gândește că la mare, hai să vă explic, când am mers la mare, am mers în proporție de 70%, 80% doar cu autopilotul, știi? Mamă, lejer. Și după aceea, când am ajuns să-l opresc și am pus piciorul pe pedală, s-a simțit extrem de ciudat. Pentru că gândește că eu doar din asta încetineam și dădeam mai multă viteză, știi? Doar de rotiță. Și pot să dau doar de rotiță, dacă vreau mai cel mai tare, știi? N-are nicio treabă. Super chill. Mamă, dar uite de ce la întoarcere. Hai că da, hai că o luăm pe acolo. Nu știu pe unde o luăm, pa. Suntem pa 2. Hai că m-am gândit și la asta. Eu nu m-am gândit că românii vin de la mare. Un fun fact așa pentru cei care se uită la acest video, poate nu știați. I-am zis și lui Noris. Mașina asta a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna septembrie. Nu cea mai vândută mașină. Asta e wow, nu mașină electrică. Cea mai vândută mașină. A întrecut Volkswagen Golf, a întrecut Clio, care sunt pe vârf acolo. Logan. Nu Loganul ăsta, că se vinde foarte bine Sandero, știi? Ah, Sandero, da, mă rog. Le-așa. Da, pentru că la banii ăștia, frate, ți oferă ce nu ți oferă mașini de 80.000 de euro. Da. Efectiv, asta e super mișto. Ce îmi place mie la mașina asta este că nu trebuie să îi pui dotări. Este o mașină nouă care de obicei când îți iei o mașină nouă te sparge la dotări, știi? Uh-huh. Adică te sparge efectiv la dotări. Să vă fac așa o idee, fun fact din nou. O să vă las un link în descriere de la Bucnici, George Bucnici, a făcut un video foarte bun în care a făcut o comparație între o mașină hibrid Toyota Camry, da, o Tesla Model 3, exact modelul meu standard Range Plus, și un BMW seria 3, știi? Hibrid? Nu, gen normală, mașină normală, hibrid și electrică. Aha. La final cu care ești mai bine. Da, da, gata. Și extrem de exigent a cotat mașina, ca și cum ai fi plătit pentru curent, știi? Ca și cum ai plătit 2 lei pe curent, per kilowatt. Și tot a ieșit mai bine, ca preț, să ai o electrică, știi? Da, și deși dacă costă să mergi, tot ești mai bine decât da, dacă... Da, ideea e că la BMW-ul seria 3, dar le iei la un preț cu care le-am luat în mașina asta, spre exemplu, 300.000, 34.000, nu știu, pe acolo, chel. Chel arată urât față de cum poți să-l faci, știi? Da, înțeleg. Deci nu ai încălzire, scaune, nimic. Da. Piele pe acolo, mă rog, nu prea sunt eu fan BMW, deci nu știu. Eu am vrut o mașină în care să nu necesite să-i faci investiții mari. Eu am vrut să-i fac investiții, mă refer la partea de modificări, să o fac eu pe placul meu. Ceea ce am și făcut, i-am pus bandă LED, i-am pus o grămadă de chestii și o să mai vină chestii pe care o să le punem. Da, mă, Andrei, dar cât te costă asta? 100, 200? Da, gen, sunt chestii micuțe care sunt, care schimbă mult mașina, care oricum poate le-ai făcut la alte mașini, ceva așa. Acolo sunt cu miile, da, adică schimbările la BMW. La un ăsta de remorcare, la seria 3, este 1800 de euro, mi se pare, ceva de genul. 1000, da, da, ăla de tractare, da, de tractare, da. Da. Pentru că e electric și așa, da, 1800 de euro pentru un ăla de tractare sunt, wow. Wow. Wow, be careful, poți să devii bankrupt, poți să pierzi tot. Ultima dată am testat Mazda-ul Uzi aici. Am înțeles. Eu am văzut locul ăsta doar în filmări. Și acum facem 0-100? Da, testam să vedem cum e mașina. Da. Ok, avem timerul aici. Temperatura în baterii nu este tocmai optimă, așa că chiar nu știu ce timp o să scoatem. Nu știu. Este prima dată când măsor. Așa că sunt curios să vedem ce se întâmplă. Hai. Bine, ok. Hai. Și gata. 3, 2, 1 și... Suta. 5,97. 5,97? Da. Adică 6. Da, 6. Cu bateriile la 36%. 36%. Și poate dacă acum sunt mai încălzite... Mamă, deci cel mai mișto, guys, credeți-mă, cel mai mișto e să o lași așa să curgă ușor, să zici acolo care e treaba, cum e treaba, și pe aceea să faci o de-asta, efectiv, e... Asta e cel mai mișto, că n-ai vreun 30 la oră, 20 la oră, și pe aceea îi dai așa mai tare. Și acum mergem pe de sus și turăm mașina. Da. Nici nu mă aud, nici nu mă aud.
Da, oamenii nici nu te aud. Acum că au văzut mașina. Efectiv, n-auzeau deloc, știi? Da. What? Ce mă sper. Bă, ce se aude? Aia e? Bă, am crezut că pentru o secundă mi-a tras poliția pe dreapta. Aici știi că trebuie să faci un de ăla. Acum facem un... Ia, fiți antenă. Auzim acum un motor, fiți antenă. O turăm. Și gata? Ia uzi. Atâta. Atâta face. Atâta s-a putut. Suntem un neutru și nu, atâta s-a putut. Asta e minusul la mașina asta, că n-are sunet. Dar o să vreau să-i bag sunet eu. Pentru că de ce nu? Adică nu știu exact cât costă. Asta e o întrebare foarte bună. Nu știu exact cât costă. Mă, dar sunt niște sunete foarte creepy pe aici. Mă sperie zona asta. Mă, Andrei, dar tu tot l-auzi mașina asta. Dar un minus. Trebuie să-i găsești un minus. Un minus? Sau ce nu-ți place la ea? Hai. Ce nu-mi place la ea? Hai să zic o chestie. Nu-mi place semnalizarea, o chestie. Bă, deci semnalizarea este ciudată rău de tot. Pentru că rămâne mereu în aceeași poziție. Dai o dată și îți dă de 3 ori semnal. S-a oprit. Da. Trebuie să dai mai tare ca să-ți rămână semnalul acolo, știi? Sunt mai multe trepte. O altă chestie, ai semnalul dat, ai luat volanul așa și după aceea ai revenit cu el. Nu auzi că revine semnalul, știi? Păi ai da, impresia uneori, ai impresia uneori că ai semnalul și știi, la mașinile normale se aude cum bam revine semnalul și da. Știi că bam trebuie să-l mai dai încă o dată. Se aude bățul ăla. Da, gen. Și ai impresia că știi că trebuie să-l mai dai încă o dată. Și mă trezesc uneori că fac niște depășiri, în unele cazuri în care poate am mai făcut așa o dată și după aceea s-a dus semnalul și mă trezesc că vreau să mă bag și n-am semnalul de fapt. Știi? Asta e o chestie nașpa. Efectiv, chiar e o chestie nașpa care nu știu, efect pentru mine e nașpa, adică nu știu. Dar nu mai este la discuții, guys, că deja am făcut car vlogul ăsta destul de mare. Dacă mai vreți să mai vedeți car vloguri, nu evitați să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi. Mulțumim de prezență lui Noris și noi ne auzim cred că data viitoare. Ciao. Ciao.